Domnul să fie lăudat. Vă rog să vă salutați unii pe alții, să vă spuneți un bun venit. O să rog și Colu să-și ocupe locul în timpul acesta. Lucian, aceasta e ziua Domnului. Și apoi când în zare a doua. Aceasta e ziua Domnului, vesel să fim, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare, haideți să facem liniște. Și am văzut într-o biserică românească un grup de surdomuți cântând cântarea asta. Când în zare se ivește soul cel necurat. Cam așa se cânta. Aici era corul, dirijorul era în fața lor și făcea semnele și un tânăr de pe bancă traducea în limbajul lor, deci pentru adunare, ce cântau tinerii. Vreau să vă spun că m-au apucat fiorii. Și am zis, am mâini, am picioare, am Duhul Domnului în mine și totuși de multe ori sunt ca un handicapat spiritual. Când în zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Să vă mulțumim.
Da, Doamne, ajutorul nostru nu stă nici în noi înșine, nici în caii noștri, nici în carele noastre, ci noi nădăjduim în Domnul Dumnezeul nostru care a creat cerurile și pământul. De aceea stăm în locul acesta și îți cerem, Doamne, să te înduri de fiecare dintre noi, să te uiți la noi, nu după cum merităm, ci prin meritele și jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă rog pe fiecare dintre noi să ne ai în atenția ta în ziua aceasta. Fie, Doamne, ca puterea ta să fie aceea care să călăuzească pașii noștri. Lumina ta, Doamne, prin cuvântul tău să ne lumineze cărarea. Și fie, Doamne, ca puterea ta să ne dea biruință în aceste vremuri grele în care, Doamne, bătălia aceasta spirituală este așa de mare. Mă rog să ne cercetezi, să ne ajut să ne întărim în Duhul nostru, în locul acesta. Mă rog să binecuvintezi poporul tău cu sfințenie, să binecuvintezi poporul tău cu bucurie, să binecuvintezi poporul tău cu descoperiri din cuvântul tău, cu revelații din partea ta, pentru ca, Doamne, să privim nu la ceea ce se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Ajută-ne să umblăm prin credință și nu prin vedere. Sfințește-ne în aceste zile și ajută-ne, Doamne, să trăim pentru Tine. Și fie ca cei din jurul nostru să cunoască că este un singur Dumnezeu. De aceea mă rog să binecuvintez, Doamne, întreg poporul Tău. Mă rog pentru frații și surorile mele de pretutindeni. Doamne, întărește-ne și Te rugăm, ajută-ne să fim mărturie pentru slava Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, pe cei care ascultăm cuvântul Tău în ziua aceasta. Mulțumim pentru ceea ce am primit din mâna Ta. Te rugăm în continuare, Doamne, să ne vorbești și Te rugăm să ne dai inimi deschise, mințile, Doamne, să ne curățești de orice gând străin și să ne ajuți să stăm în prezența Ta și să învățăm de la Tine, care ești blând și smerit cu inima. În numele Domnului Iisus Te slăvim și Îți mulțumim. Amin. Aș vrea să vă rog să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 5, și o să recitesc versetele 13 și o să mergem până la 16. Matei, capitolul 5, 13 la 16. După citirea cuvântului, fratele Claudiu Câmpean ne va conduce în rugăciune. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Să ne rugăm Domnului. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru invitația asta, pentru că ta și înaintea părintele de Dumnezeu, mulțumim pentru harul care ne-a dat să ne primești în prezența ta, pentru că la inima noastră să putem să înțelegem și să jertfa mare pe care Tu ai luat-o pentru noi, iubirea pe care ne-a dat-o, Doamne, Doamne, să ne pregătești cu Dumnezeu să trăgem cu Mântul Tău de Doamne, de unde se dai înțelepciune și să ne pregătești Duhul Tău să ne facă și să putem să ne umplem de prezența Ta și de Duhul Tău. Sfântul Tău, Tatăl Bună, Tău, Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Una dintre primele lecții care le-am învățat când am intrat în lucrare a fost, m-a învățat cineva pixul și foaia, și acum uitându-mă la ce se întâmplă în lumea aceasta, am văzut că serviciile secrete rusești au schimbat tehnica, nu mai folosesc computere, vor să folosească mașini de scris ca să nu le mai citească americanii. Eu invit să-mi citească cei la mine, da, de s-or pocăi, dar știți, învățăm anumite lucruri în fiecare zi, că deși lumea se schimbă, oamenii sunt la fel. Nu s-au schimbat prea mult oamenii, de aceea cuvântul ne spune că
lucrurile nu vor merge din bine în mai bine, ci cum? Din rău mai rău. Însă există o perspectivă pentru cei care îl cunosc și care îl iubesc pe Domnul Iisus. Ei nu așteaptă sfârșitul lumii, ei așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. Să avem o diferență mare de perspectivă. De aceea ne putem bucura, nu pentru că economia merge mai bine sau ratele la mortgage-uri au urcat iară, nu din cauza asta, ci ne putem bucura pentru că îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam când vorbea fratele Relu mai înainte la următorul lucru, bucuria nu este un lucru pe care ți-l poate cineva impune. De multe ori noi încercăm în serviciile noastre să vă impunem o bucurie. Bucuria nu este ceva ce poate fi impus. Bucuria este un lucru personal. Am văzut exemplul unei familii care a înfiat 4 copii. 2 din Africa și 2 din America Latină. Cei din Africa nu mâncau decât o bucățică de pâine aici și acolo, și trăiseră sub teroare. În satul lor treceau bandele de rebeli și omorau oameni și așa mai departe. Și i-au adus în America și am văzut, i-au filmat când mâncau. Vrei chicken? Vrei? Și mă gândeam, de unde vin copiii ăștia? Erau de 2 luni în America și deja spuneau, nu la chicken, nu la cealaltă, nu la cealaltă. Vă spun un lucru, frați și surori. Dacă noi venim cu atitudinea asta la casa Domnului, nu vreau chicken, vreau nu știu ce, nu-mi place aia, vreau numai cealaltă, dacă nu-mi foame, dacă îi dai unui sătul, poți să-i dai cele mai bune mâncăruri, nu îi le trebuie. Îi sătul. Îmi povestea un prieten că s-a dus în România, un pastor american, și a crezut că sunt așa de săraci acolo pe sate și i-au dat supă și el a spus că îi place și i-a trebuit mai mult și a mâncat nu știu câtă supă și după ce a văzut felul 2, felul 3... Tot așa și noi de multe ori, poate că venim plin, ne umplem cu tot felul de lucruri și venim aici și ne este foarte greu să primim ceva în plus, pentru că nu mai este loc. Fratele Verzea spunea odată, frați și surori, să venim la casa Domnului cu vasele goale. Așa a trimis prorocul pe acea femeie să adune vase goale, ca Domnul să le umple. Mă rog ca Domnul să ne umple vasele și dacă îți pline cu altceva, să le golim. Ca Domnul să poată să umple vasele acestea. Noi nu suntem un loc în care... În primul rând, trebuie să ne facem să ne simțim bine, ci suntem într-un loc în care noi îl căutăm pe Dumnezeu. Și să știți că prezența Lui nu ne face întotdeauna să ne simțim bine. Dar prezența Lui ne transformă. Și cred că ăsta este scopul pentru care poporul lui Dumnezeu se adună. Să fie transformat. Dacă nu vedem transformare în viața noastră, frați și surori, trebuie să ne rugăm Domnului să ne cerceteze. Avem atâtea lucruri care vrem să le facem și ne place să credem că le facem cu un scop bun, cu un scop care să facă o diferență în viața noastră și în viața celorlalți. De aceea, diferența dintre biserică și un club este vitală. Activitățile nu sunt rolul cel mai important al unei biserici, ci prezența lui Dumnezeu. Și asta mă rog ca Domnul să ne facă parte în ziua aceasta tuturor de prezența Lui și toate aceste lucruri care vrem să le facem, care ni le-am propus, să-și împlinească menirea și scopul. După masă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom bucura. Ne vom bucura cu frații și surorile seniori, care, cum ai spus Relu, care e adevărata bucurie. Nunta de aur. Vrem și noi să vedem cum arată bucuria aceea. Și Domnul să binecuvinteze frații și surorile seniori, să aducă o înviorare și în inimile celor mai tineri. E foarte interesant. Te-a aștepta ca de multe ori ca tinerii să învioreze pe cei în vârstă, dar de multe ori este exact opusul. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i folosească și să binecuvinteze și serviciul de după masă. Deci, frații seniori vor sluji în după masa aceasta. Apoi, mai avem câteva lucruri. O rugăminte. Ați văzut anunțul la intrare. Vrem să avem VBS-ul.
în 24 și știu că tinerilor le place să fie prezenți, dar dorim ca să nu fie numai prezenți. Dorim să fie implicați. Deci, toți aceia care doresc să fie parte din această lucrare, să ajute, să sprijine în această lucrare, au până diseară să se înscrie pe lista de la ieșire sau, dacă vii mai ușor, să vorbiți cu sora Janina. Either way. Cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna viitoare, duminica viitoare, vom avea un grup de 30, aproximativ 30 de copii de la Chicago, de la Biserica Logos, care vor fi împreună cu noi duminică dimineața. Aștept încă pe fratele Daniel să mă sune, să-mi dea detaliile când vor ajunge și așa mai departe. Deci, ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Frații ne-au rugat următorul lucru, dacă se poate, după terminarea serviciului, să le dăm o masă. Am zis, frate, cum să lăsăm frații noștri să plece flămânzi de la noi? Deci ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și în privința aceasta. Apoi în 15 august am vrea să plecăm împreună cu toți aceia care sunteți disponibili și aveți pe inimă lucrul acesta, să mergem la Ohio, să vizităm locurile acelea frumoase, să vedem cum trăiesc și ameșii, că noi ne-am schimbat un pic, să vedem cum mai sunt ei, și să ajungem și la Cleveland. Deci toți aceia care doresc să și pot să vină, înțeleg că unii dintre noi au probleme cu concediile care s-au dus deja, dar toți aceia care puteți, după masă, vă rog să rămâneți la sfârșit și să discutăm împreună cu fratele Iacob și cu fratele Traian despre aceasta. Dacă am uitat ceva, înseamnă că mi s-a terminat cerneala, da? Dacă nu, slavă Domnului, salutăm frați și surori musafiri. Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm să fie cu noi, familia Meglei, Domnul să vă binecuvinteze. Aveți un salut? Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm. Și familia Câmpian, Domnul să-i binecuvinteze, nu pe, adică pe toți, și pe, dar ne bucurăm să fie și cei din Michigan. Aveți un salut? Să binecuvinteze, haideți să ne închinăm în continuare în dimineața aceasta, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui și Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu ceea ce El știe că avem nevoie. Amin.
Doamne, de bunăvoie, o să-l rog pe fratele Costică la vechi ca să fac lucrul acesta. Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru dimineața minunată când putem fi la închinare în jurul Domnului Iisus. Mulțumim că ne binecuvântezi cu binecuvântarea nemeritate, Doamne, și mulțumim că avem cuvântul Tău ca îndreptar pe care aveți naștere. Doamne, pentru darurile care se va aduna, binecuvântă și alte să le folosim cu înțelepciune spre slava numelui Tău. Amin. Amin. Ocupați locurile și în timpul adunării, dar vom asculta o să pentru mesaj și împreună ne vom închina cu cântarea Lumina Ta. O să te rog, Luci, să pui sus pe proiector Lumina Ta.
Unul dintre șefii mei are 66 de ani și îi place foarte mult să vorbească pe speaker. Și toate conversațiile lui se aud departe. Și deja îi le știm. Când intră conversație împreună cu colegul meu, deja știm. Urmează asta, urmează cealaltă, urmează cealaltă. Și de multe ori sunt amintiri. Oh, am fost acolo, am făcut asta, am lucrat asta înainte, am lucrat nu știu cât, așa. Nu știu dacă asta e problema sau de la o anumită vârstă încep să gândești așa. Și eu acum am început să mă gândesc în urmă, să-mi aduc aminte de când eram copil, să-mi aduc aminte de anumiți oameni de care parcă, nu știu de ce, nu mi-am amintit mai repede și așa mai departe. Nu știu, zic că de la 40 de ani încep să îmbătrânesc, sau poate că din cauza asta încep să gândesc altfel, dar mi-am adus aminte de când eram copil și groaza cea mai mare pe care o aveam era când veneam de la școală să urc până la etajul 2 sau în engleză third floor, da? Să urc scările noastre, pentru că la noi în scară nu era lumină, nu erau geamuri. Și singurele surse de lumină erau becurile care dispăreau foarte repede. Astăzi spunea, de multe ori luam a mei becul dintr-o baie sau dintr-o cameră și îl puneau afară și a doua zi nu mai era. Rar apucau să se ardă becurile, că de multe ori dispăreau. Și țin minte că veneam de la școală, mă despărțeam de colegii mei, de prietenii mei și când ajungeam la casa scării, mă pregăteam de sprint. Și fugeam cât puteam de repede până ajungeam. Trebuia să pipăi cu mâinile, să găsesc unde e iala, să pot să deschid ușa și era așa o ușurare când ajungeam și intram în casă. Domnul Iisus Hristos vorbește în acest pasaj despre o misiune vitală pe care o avem în calitate de creștini, aceea de a fi sare și de a fi lumină, și vreau să vă spun că El nu are altă misiune pentru noi. Dacă sarea nu este sare, nu-i bună. Dacă becul nu mai luminează, nu-i bun. Dacă lumina nu este lumină, nu are niciun rost. Dacă lumina nu mai luminează, a încetat să își îndeplinească menirea. Sau cu alte cuvinte, cuvântul ne spune aici că un creștin care nu mai sărează a încetat să mai fie creștin și un creștin care nu luminează a încetat să mai fie creștin. Și spune, nu este decât o soluție pentru sare să fie călcată, aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Deși se pare că unii au călătorit prin acele zone și au găsit sare sau minereu așa, care semăna foarte bine cu sarea, avea cristalinul, avea tot, dar își pierduse gustul. De aceea trebuie să înțelegem din cuvintele Domnului Iisus Hristos, nu știu cum gândiți dumneavoastră pe predica de pe munte, dar pe mine mă întoarce pe dos. Ori de câte ori mă apropii de ea, ori de câte ori citesc aceste cuvinte, îmi dau seama că lucrurile sunt foarte serioase. Nu este o să zic așa, o altă discuție teologică pe lângă celelalte, ci este o problemă de viață și de moarte. Un creștin care îți spune, trebuie să fiu sare mâine. Aveam un coleg care avea viciu fumatului și era sportiv de performanță, dar avea viciul acesta și îl întrebam, Ovidiu, când te lași? Ce de mâine? Am terminat liceul și nu s-a lăsat. Și nu știu dacă astăzi s-a lăsat. Dar mereu și mereu venim cu tot felul de sloganuri pe care le punem înainte și spunem că dacă avem sloganul respectiv, totul este ok. Nu, frați și surori, nu în privința vieții noastre spirituale. Dumnezeu nu prețuiește sloganurile noastre.
Ascultarea, spune cuvântul lui Dumnezeu, face mai mult decât jertfele. De aceea, Domnul Iisus Hristos insistă pe această idee și din cauza aceasta am repetat aceste versete, pentru că El nu termină aici, nu spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, amin. Nu, El insistă și merge mai mult și îmi dau seama că Dumnezeu vrea ca și noi să insistăm asupra lucrurilor acestora, nu doar astăzi, ci în fiecare zi. Spune Domnul Iisus Hristos, oamenii nu aprind lumina ca să o acopere. Rolul luminii nu este acela de a sta sub obroc, de a fi acoperită. Lumina are menirea de a lumina. Și versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră. Am mai spus data trecută, o repet, nu este o onoare mai mare pentru cineva în lumea aceasta decât să fie chemat lumina lumii. Domnul Iisus n-a spus asta nici despre proroci, n-a spus nici măcar despre Ioan Botezătorul, ci a spus despre urmașii lui. Și mai este cineva care este lumina lumii, adevărata lumină care luminează în lume, Domnul Iisus Hristos. Ne-a dat această onoare, frați și surori, nu a spus, voi sunteți una dintre luminile din lumea aceasta. Am găsit un articol, un evreu, căuta mereu să găsească armonia între religii și a fondat o biserică, are 20 de membri. Are 12 religii în biserica respectivă. Și el când începe cu ceva din religia hindusă, trece la musulmani, apoi trece la iudaism, apoi trece la creștinism, așa e serviciul lui. Și spunea el că asta caută o religie a armoniei, a înțelegerii între oameni, și unii comentatori spuneau, vezi, ideea că toate religiile, drumurile care duc în vârful muntelui, și spunea el, acolo în vârful muntelui vei găsi compasiunea. Băi, ce frumoase cuvinte folosesc oamenii ăștia. Dar știi ce a spus? Că la toate religiile, dacă te duci, acolo în vârful muntelui trebuie să găsești compasiunea. Domnul Iisus Hristos nu spune, voi sunteți una dintre luminile lumii, avem și lumina lui Mohamed, avem și lumina lui Buddha, avem și lumina lui Confucius, avem mai multe lumini, voi sunteți una dintre ele cam palidă, dar voi sunteți una dintre ele. N-a spus Domnul Iisus așa, a spus, voi sunteți lumina. Nu există mai mult, există una singură. Îmi pare rău, nu sunt politically correct și nu-i intenția mea să fiu. Există o singură lumină. Domnul Iisus Hristos, și El a dat mandatul acesta copiilor Lui. Voi sunteți lumina lumii. Nu este nici filozofia greacă, nici filozofia germană modernă, nu. Copiii lui Dumnezeu, născuți din nou, care trăiesc miracolul fericirilor, sunt lumina lumii. Cum se poate vedea lucrul acesta? Spune Domnul Iisus, simplu, nu trebuie să faci nimic. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Trebuie să ieșim în societate, să... Când începem cu sloganurile astea, înseamnă că we have a great problem. Admitem, de fapt, falimentul nostru. Admitem că, de fapt, suntem departe de a fi ceea ce pretindem că suntem. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Frați și surori, un creștin adevărat nu are nevoie nici de surle, nici de fanfare. El este vizibil. Este. Așa are Domnul grijă și spune, voi sunteți ce? Epistole? Și citite de cine? De toată lumea. Mi s-a făcut iară dor să ascult niște imnuri.
Și am zis, ok, hai să mă duc, am căutat pe YouTube hymns. Și am găsit un concert în Australia și o cântat un băiețel, nu știu, 10 ani, o cântat la pipe organ, mi-a plăcut. După aceea a venit un grup în față să cânte. Când am văzut pe surorile alea, am zis că eu nu mai vreau să ascult imnuri. Gata, am închis și am plecat. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos este mult mai interesat în ceea ce suntem decât în ceea ce facem. Bill Gates este un om foarte bogat, dar în același timp este un om care face multă caritate. Credeți că o să fie mântuit din cauza asta? O cetate așezată pe un munte nu trebuie să facă absolut nimic ca să fie văzută. Un creștin adevărat nu este rezultatul unor sforțări ale lui pe care încearcă să facă cealaltă, să facă cealaltă, să facă cealaltă, creează asta, creează cealaltă, creează cealaltă, creează cealaltă, ca să ieșim în societate. Un creștin adevărat, prezența lui face diferența. El nu are nevoie de un program după care să funcționeze săptămânal, care să îl dea, să zică, comitetul bisericii, ăsta e programul după care funcționeze săptămâna aceasta. Un creștin adevărat este lumină, pentru că în el locuiește lumina lumii. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos, oriunde mergea, era înconjurat de mulțimi.